Bun, hai că se vede bine. Salutare și bine ai venit la un nou episod din vlog. De data aceasta vreau să te invit alături de mine să vezi cum este experiența filmării unui clip, dar așa la nivel profi. Până să înceapă vlogul, hai să vină intro-ul! Hai că parcă s-a fost mai drăguț. Bun, revenind la clipul nostru, am primit într-o zi un telefon. Pa, pa, pam! Alo, da, salutare, sunt Ziana, ce faci? Nu știam la ce vrea să-mi spună. Să fac parte dintr-o campanie? Aha, o campanie for the brave. Sună interesant. Care se numește Curaj, nu pompă. Și mai bine sună. Alături de Carla's Dream. Bine, ei de fapt au fost cumva cei principali în campania asta. Eu secundar. Eu alături de încă două persoane și să ne împărtășim povestea noastră. Îmi place acum, sună foarte interesant, sună bine de tot. Îi zic, da, sunt Ziana, cum să nu, îmi doresc foarte mult să fac asta. Bun, și am rezolvat-o cu sunt Ziana. Drept urmare, am fost și am filmat acest clip. Lor le-a plăcut povestea mea, știi tu povestea în care am slăbit, mi-am schimbat stilul de viață, promovez un stil de viață activ, yes, poftă de sport și așa mai departe. Așa că, hai să vedem împreună despre ce este vorba, să-mi spui dacă îți place și cel mai mult îmi doresc să vezi cum se realizează un clip, așa, la nivel profi, nu așa, oricum, cum fac eu un vlog, de exemplu. Drept urmare, hai alături de mine. Stai puțin înainte să intrăm aici. Ce ai zice dacă ți-aș spune faptul că acum mă voi duce să mă machiez? Cum sună asta? Sună un pic dubios, nu-i așa? Hai să-ți povestesc. Începem vlogul cu mine machiindu-mă. Cum e corect să spui? Machiaj, a mă machia. Habar nu am. Uite că n-am avut nevoie de acest cuvânt până acum, dar asta voi face în acest moment. Mă duc să fiu machiat pentru că fac un proiect interesant, un clip alături de Honor by Huawei. Și o să filmez o chestie destul de mișto și cu asta începem vlogul, așa că am început vlogul. Hai! Mona, mă face astăzi frumos. Îmi rezolv acest degrade de pe frunte, vezi? Am fost cu bicicleta, poftă de sport și uite ce s-a întâmplat. Am o chestie interesantă. Dar Simona mă va ajuta, așa că Simona... O provocare. Let's make myself beautiful. Ne-au dat afară, ce crezi? Ne-au dat afară. Ce, eu cu Simona ne-am mutat, suntem într-un loc și mai bun. Într-un loc și mai bun, cu lumină mai multă. Uite, se vede și mai bine dunga asta de pe fruntea mea. Acum hai să facem așa, before. Și o să facem imediat un after, da? Ia să vedem unde e casca after. Bam, bam, ia să te iau pe tine. Opa, așa, am uitat să opresc asta, dar nu-i problemă, că-l oprim. Am făcut și pe telefon, am făcut timelapse, ce crezi? Așa, ia să vedem cum mă văd acum. Mamă! Ești frumoasă, numai când ești machiată. Vezi ce frumos sunt? Cum sunt machiată? Ia uite-o și pe sânzi, a venit alături de noi. Încă o dată, Simona, mulțumesc foarte mult. Să mă dau white, sunt white. Am terminat. Prima parte, asta a fost cu machiajul, iar acum vom merge mai departe la acțiune efectivă, așa că ne vedem imediat aici, la Gate One Studio, cred că așa se numește. Aici o să filmăm acest clip și e foarte fain să știi, adică scriptul e fain, că nu știu nicio cum o să iasă clipul, pentru că pe acel filmăm. Hai să intrăm să vezi ce fain este studioul. Hai să-l prezint și pe Khaled. Salutare, man! Cu cine vorbești? Bine ai venit în vlogul meu. Bine, vorbim cu omul care regizează, zic bine, regizează? Cred că spus, da. Care regizează acest clip și omul care deține acest studio foarte mișto, care e fain. Apropo, să intrați pe, cum se numește? Gateone.ro. Gateone.ro, link below, evident, și that's it. Acum, hai să ne apucăm de treabă. Ne apucăm de treabă? Yes! Yes, hai! Scena cu biciclete.
Bun, ai văzut până acum o parte dintre scenele pe care le-am filmat. Acum, ca să mergem mai departe, trebuie să trecem pe bicicleta de spinning. Hai să ne schimbăm! Bam! Și gata! Am schimbat, evident. Acum, hai să vedem următorul cadru. Mai rezistă? Băi, rezistă și acum, ești de mult, ce machiaj mi-a făcut, mi-a făcut fata asta, incredibil. Bun, băi, asta a fost, that's a wrap, așa cum se zice. În arabă nu știu cum se zice. În arabă nu știu, Caleb. Nu știu. Thank you very much. Poate fi cu mine. Să vedem ce face. Vreau să salut pe Inesi, trebuie. Auzi. Domnilor, mulțumesc. Plăcere. Thank you very much. A trăit. Cinciu la mine în vlog, încă o dată, ăla e. Și fetele. Cu puietele. Bateți cinciu cu mine. Bam, bam, bam. Hai și încă o dată. Bam. Și gata, asta a fost. Acum, ia, lumina de aici. Nu, ia, mai aproape. Stai că facem lumină house. Fii atent. Mamă, chiar prea multă, mare. Pe aici, uite pe aici, așa sunt interesant. So, cam asta a fost. Sper să-ți placă. În momentul acesta va începe să ruleze. Când m-am urcat prima oară pe bicicletă, după 5 minute, am început să amețesc atât de tare încât mă simțeam că sunt elicile unui elicopter. Dar după aceea totul a fost din ce în ce mai bine. Acum sunt instructor de spinning, sunt moderator de evenimente, sunt vlogger și desigur antreprenor. Îmi place foarte mult să afirm faptul că iubesc viața și fiecare secundă din ea. Tocmai de aceea îți sugerez și ție să faci ceea ce iubești în viață. Curaj, nu pom! Bun, acesta a fost clipul. Ți-a plăcut? Spune-mi, te rog mult de tot, vreau aici jos comentariu să-mi spui dacă ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut sau dacă ai alte întrebări și așa mai departe. Eu vreau să le mulțumesc foarte mult celor care au făcut posibil acest proiect, fetelor de la Oxygen, Sânziana, Adriana și cu Andreea. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor de la Gate One Studio, Khaled și cu Lisiana și, desigur, celor de la Honor by Huawei. Mulțumesc tare mult că ați acceptat povestea mea în această frumoasă campanie. Curaj nu pompă, da? Despre asta este vorba, despre curaj și să știi că acesta este și îndemn cu care vreau să închei vlogul. Curaj. Curajul pe mine unul m-a ajutat să iau microfonul în mână. Curajul m-a făcut să ajung în fața oamenilor și să predau ore de spinning. Curajul m-a făcut să pot intermedia activitățile mele de consultanță în asigurări și așa mai departe. Te rog mult de tot, ai curaj, pentru că având curaj, te poți pune singur în acele situații în care să-ți descoperi de ce nu vocația, cum a fost cazul meu, ok? Drept urmare, rămâi cu o doză mare de curaj. Te rog mult de tot până data viitoare și, desigur, cu multă poftă de sport. Mersi mult de tot că te-ai uitat. Când m-am urcat prima oară pe bicicletă, după 5 minute, am început să amețesc atât de tare încât mă simțeam că sunt elicile unui elicopter. Dar după aceea totul a fost din ce în ce mai bine. Acum sunt instructor de spinning, sunt moderator de evenimente, sunt vlogger și, desigur, antreprenor. Îmi place foarte mult să afirm faptul că iubesc viața și fiecare secundă din ea. Tocmai de aceea îți sugerez și ție să faci ceea ce iubești în viață. Curaj, nu pom!